Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră cu o nouă temă și bineînțeles cu un invitat deosebit, așa că îi spunem un bun revenit doamnei lector universitar dr. Corina Bistrițeanu Pantelimon, sociolog. Doamna profesor, bine ați revenit! Bine v-am găsit, seară bună tuturor! Stimată doamnă profesor, haideți să începem de la titlul, de la contradicția aceasta sau antagonismul acesta între cei două termeni, de tradițional și modern. Cum definiți dumneavoastră cei doi termeni și mai ales relația dintre cei doi? Ați propus, iată, ideea unui antagonism între tradiție și modernitate, care ne putem întreba dacă este unul real sau este unul construit. Înainte de a pune problema, eu știu, în orizontul familiei sau al comunității sau al valorilor sociale la care ne raportăm, putem să pornim de la noi înșine și de la personalitatea noastră. Și știm că personalitatea noastră datorează mult atât mediului în care ne formăm și care astăzi, iată, este presărat cu asemenea provocări cotidiene, ne lovim în fiecare zi aproape de ceva nou, trebuie să acumulăm în fiecare zi, să asimilăm cadre noi, cuvinte noi, realități noi la care ne raportăm. Pe de altă parte, este și rezultatul genealogiei, eredității pe care, vrând nevrând, o moștenim. José Ortega y Gasset spunea că niciun om nu este primul om. Dacă un tigru poate să fie primul tigru sau eu știu, un câine este primul câine în sensul că trebuie să învețe din momentul nașterii tot ce are nevoie pentru a reuși să-și asigure supraviețuirea, noi primim de-a gata atât din punct de vedere al indivizilor, al ființelor care învață prin socializare, mai ales prin socializarea primară, o cantitate imensă de cunoștințe despre evoluția pe care a avut-o familia, neamul său până în momentul nașterii sale, dar și la nivelul popoarelor a căror istorie condensează incredibil filogeneza speciei umane. Noi nu pornim de la zero niciodată și avem acest teribil avantaj și care și face posibil progresul de a păstra, de a moșteni acumulările pe care le datorăm generațiilor anterioare. Și de fapt aceasta este tradiția. De aceea Nikifor Krainic spune că este foarte greșit să definim tradiția în termeni de realitate statică, eu știu, o cristalizare sau un schelet, da, care este deja încremenit și pe care putem să studiem de la distanță. Este o realitate dinamică și constă în transmiterea, în preluarea, păstrarea, îmbogățirea și transmiterea unui quantum imens, da, de cunoștințe, de soluții la toate problemele cu care umanitatea s-a confruntat până în acest moment. De aceea modernitatea, sigur că poate declarativ, s-a pronunțat uneori în contradicție cu tradiția. Dar dacă n-ar exista tradiție, evident că n-ar exista nici modernitate. Deci aceste antagonisme, iată, care se împacă în ființa umană, se împacă și nu există, sunt de fapt inexistente, și în familie și în comunitate, adică în acele locuri în care omul are nevoie atât de deschiderea către schimbare, schimbările sunt benefice și schimbările sunt firești, dar are nevoie și de rădăcini. Da? Creșterea nu este posibilă fără rădăcină, rădăcina este cu atât mai sănătoasă cât creșterea este mai spectaculoasă, se produce în mai multe planuri. Deci, din acest punct de vedere, n-aș vorbi neapărat despre un antagonism. Mai degrabă, spuneam, aș vorbi despre o atitudine contrară față de tradiție. Așa cum pot să existe și atitudini extrem conservatoare de negare a orice înseamnă noutate sau modernitate sau progres. Specialiștii și specialiștii, iarăși nu în morală sau nu în istorie sau nu în folclor, ci specialiștii care studiază specia umană comparativ cu celelalte specii animale, și aici mă gândesc la un laureat al premiului Nobel pentru medicină și fiziologie și întemeitorul etologiei, Konrad Lorenz, spunea că este mult mai important să păstrăm, să nu uităm cunoștințele deja dobândite în cadrul speciei noastre, decât să acumulăm cunoștințe noi. Da? Deci, încă o dată, soluția optimă este să păstrăm ce avem deja și să acumulăm, să clădim pe acest fundament către nou și către dezvoltare. Pe de altă parte, le atragea atenția că dacă ne-am pune la un moment dat problema unui antagonism, adică unui conflict între ceea ce am moștenit și ceea ce este de descoperit, atunci judecata
pentru salvarea și promovarea speciei ar fi mai degrabă de renunțare la ceea ce este nou și încă nedescoperit decât la ceea ce este vechi și care ne asigura supraviețuirea atâta vreme. Deci, a provoca un antagonism între aceste două noțiuni ar avea ca și soluție logică pentru supraviețuirea noastră ca specie, încă nu vorbesc din punct de vedere religios sau moral sau spiritual sau cum vreți dumneavoastră, ci doar din punct de vedere biologic și etologic, ar avea ca și unică soluție întoarcerea la tradiție sau păstrarea tradiției, da? Care este singurul mod de supraviețuire care ni s-a asigurat până în acest moment. Dacă ar fi să vorbim din prisma relațiilor, haideți să începem de la familie și apoi vedem și alte aspecte. Da, sigur, acum când începem să analizăm lucrurile, inevitabile și precizăm mai bine, pentru că există schimbări, într-adevăr, fundamentale, care n-au început să se manifeste cu atât de mare evidență de la începutul înzorii modernității. Știm foarte bine că omul a schimbat, să zicem, forma, da, nu mai era Dumnezeu în biserici, era zeița rațiune, dar fondul de manifestare, adică categoriile prin care el se raporta la zeița rațiune în loc să se raporteze la Dumnezeu, erau asemănătoare. Nu mai slujeau biserica, slujeau statul, națiune, dar cu același devotament. Binele și rău nu mai erau categorii mitice, erau categorii etice. Da, și laice. Dar erau slujite iarăși cu aceeași forță, aceeași putere de abnegație a individului. Numai că treptat, într-adevăr, lucrurile s-au schimbat și aceste schimbări au antrenat de la instituțiile, să spunem, externe ale vieții noastre, da, cele care gestionează existența noastră publică, până la cele mai intime, cum este familia. Și lucrul acesta este vizibil mai puțin, spuneam, în zorii modernității, cât mai ales către final, acum în contemporaneitate. Și ca să precizăm, lucrurile în spațiul european au fost resimțite puternic, mai ales după anii 60-70 ai secolului trecut, după acea mare revoluție valorică care s-a produs odată cu creșterea copiilor generației postbelice. Copiii care s-au născut după război și care au fost cei care au contestat cu cea mai mare vehemență și a căror opinie a și fost după aceea preluată și instituționalizată, dacă vreți, din punct de vedere al instituțiilor publice, contestau valorile familiale, contestau morala familială, contestau ceea ce ei subsumau destul de indistinct unei tradiții rigide care era reprezentată cel mai concret în planul, în orizontul vieții lor, de propria lor familie și de propriilor părinți. Deci, dacă vreți, într-adevăr, cel mai acut conflict între reprezentanții tradiției și reprezentanții noii modernități, să spunem că în măsura în care stabilim că modernitatea a început cu câteva secole înainte, s-au pus atunci și s-a pus în familie. Sigur că e o mare diferență care începe a se preciza. Noi o resimțim totuși mai puțin în România, pentru că noi suntem încă o societate conservatoare și în care aceste modificări n-au avut loc, deci modificarea valorică despre care vorbim din anii 60-70, care s-a resimțit în Franța și în statele vest-europene, la noi a îmbrăcat forma schimbărilor impuse din punct de vedere politic al administrației de stat socialist-comuniste, care au operat asupra societății românești cu întârziere, schimbări nu de natură valorică, pentru că n-aveau cum, dar schimbări de natură instituțională, adică urbanizarea și industrializarea, care determinase o refacere, o redefinire a tradiției sau a raportului între tradiție și modernitate în societățile vest-europene, abia acum era adusă și aplicată și în societatea românească, dar prin constrângere de natură politică. Această constrângere însă, spuneam, n-a afectat neapărat valoric comportamentul familial sau comportamentul oamenilor. Această refacere valorică urmând să se fie desfășurat abia în ultimii 20-30 de ani. Deci aș spune că din punct de vedere al familiei, familia din regimul comunist era o continuatoare firească a familiei tradiționale românești. Chiar dacă în acea perioadă, știm, între anii 50, 60, anii 80,
Un sfert din populația românească a fost strămutată din punct de vedere administrativ de la sat la oraș, deci într-un mediu, să spunem, definitoriu tradiționalist, într-un mediu definitoriu industrializat, urbanizat, deci modern. Chiar și acest lucru i-a făcut să se strămute doar administrativ, adică formal, pentru că modurile proprii de existență, relațiile între membrii familiei, criteriile matrimoniale, de căsătorie, relațiile între frați, între părinți și copii, între bunici și nepoți, rămâneau în mare parte tributare acelorași concepții. Abia ulterior, spuneam, acum când intervine în ultimii 20-25 de ani și schimbarea valorică, aceste relații timp să se modifice fundamental. Și care este principala deosebire? Noi știm că tradiția se articulează pe două coordonate principale. Una este coordonata spirituală, pentru că a fi tradițional înseamnă a te raporta spiritual la existență, a te situa în continuitate cu ceilalți oameni, cu mediul înconjurător, cu cosmosul, cu divinitatea. Deci este o abordare integrată și integratoare a propriei existențe în dimensiunea cosmică. Dimensiunea spirituală este extrem de importantă și dominanta culturală, spun etnografii, este cea mai importantă în societățile tradiționale. Spre deosebire de societățile moderne, care externalizează toate explicațiile, care clasifică. Atunci când clasifici, nu faci altceva decât să scoți lucrurile din contextul lor, să le pui în sub etichete distincte, să le separi pentru a le putea cunoaște. Da? Să le transformi în unități, să găsești unitățile de măsură potrivite. Deci este o externalizare și o segmentare a realității cu care gândirea tradițională nu are nimic de a face, dar de care gândirea modernă trebuie să se slujească pentru a-și atinge obiectivele. Deci avem pe de o parte această mare opoziție, dacă vreți, de metodă sau de nivel de raportare la existență, pe de o parte la dimensiune spirituală în tradiție și pe de altă parte la dimensiune preponderent, să-i spunem, materială sau externă, externalistă în ceea ce privește modernitatea și contemporaneitatea. Pe de altă parte avem trecerea de la două tipuri mari de înțelegere a ce înseamnă grupul uman sau societatea sau colectivitatea. Pentru că în tradiție avem de a face doar cu comunități. Comunitățile sunt acele grupuri în care noi ne trezim, în care ne naștem, de care ținem fără să le fie ales. Da? Și cele mai puternice, cele care ne integrează cel mai puternic și cel mai ușor de înțeles, sunt familia, biserica și etnia sau cultura etnică. Nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem să ne naștem în familia în care ne-am născut, dacă vrem să ținem de biserica în care am fost botezați sau dacă am vrut să fim români sau de altă nație. Dar este singura alternativă pe care o avem. De obicei, aceste forme de comunitate, care sunt sui generis, nu le-a făcut nimeni. Cine a inventat poporul român? Cine a inventat biserica creștină? Cine a inventat familia noastră? Da? Ele se datorează sau putem să spunem cel mult că sunt sui generis. Da? Dacă avem însă explicație tradițională, înseamnă că ele sunt de proveniență divină. Da? Sunt lăsate pe pământ de către Dumnezeu pentru binele omului. Dincoace, în societate, aceste comunități nu numai că nu mai sunt importante, ele pot fi chiar contraproductive. Da? Pot contraveni anumitor obiective ale unor alte tipuri de colectivități. Pentru că atunci când facem trecerea de la comunitatea locală, da? Altă formă de comunitate este satul sau vecinătatea, la marile metropole, la, în urma urbanizării, da? La desfășurarea aceasta și la afirmarea maselor urbane, atunci comunitățile nu prea mai au șanse de a rezista și, spuneam, nici nu sunt foarte dorite. Gândiți-vă cât de greu ar fi unei familii extinse să se mute din mediul tradițional într-un mediu urban, într-un mediu raționalizat. Știm cum se face locuirea raționalizată, cum este locuirea urbană, cât este de strict delimitat spațiul pe care îl avem fiecare dintre noi la dispoziție, cât de raționalizată este viața, cum munca în familie nu mai este permisă și posibilă, cum toți membrii familiei trebuie să muncească în afara ei pentru a-și asigura subsistența, cum cele mai multe funcții ale familiei tradiționale, pentru că familia tradițională era și unitate de reproducere, așa cum spune, slavă Domnului, până astăzi copiii se nasc în familie, să sperăm că nu o să fie schimbări dramatice, deși se fac încercări pe aici pe acolo, dar era unitate de educație,
și de educație, astăzi spunem cu un concept modern, ne imaginăm noi, pe tot parcursul vieții. Nu este un concept modern, da? Este un concept vechi, pentru că socializarea se făcea mult mai complet și mult mai atent și mult mai profund în spațiul familiei tradiționale, nu doar la nivelul educării copilului mic, da? Ceea ce numim astăzi socializarea primară, adică deprinderea limbii, a obiceiurilor, a reperelor morale, a îngrijirii copilului, a asigurării asistenței sanitare, igienico-sanitare și așa mai departe, ci este vorba de integrarea lui într-o cultură specifică vârstei copilăriei. Deci noi avem în familia tradițională o cultură mare familială, avem o cultură a copiilor, avem o cultură a copiilor mari, da? Adică a, astăzi le spunem adolescenței, atunci erau fete și feciori. Cei care trebuiau să se mărite și care erau altfel abordați în familia tradițională decât copiii mici sau decât adulții, avem o cultură a părinților și aici sunt separări foarte clare pe sexe, avem o cultură a bătrânilor. Deci toate aceste roluri însemnau forme de educație, spunem astăzi, de socializare, de învățare socială. Putem să folosim concepte moderne. Realitatea era însă a trecerii treptate de la o formă de cultură la altă formă de cultură, de la o existență la altă existență, în sânul familiei. Gândiți-vă câte relații existau în familie, da? Și cum se schimbau, cât de gradual și cât de fină era această redefinire permanentă a tipurilor de relații familiale. Vorbim doar de familie, cea mai simplă, spunea celula de bază. Dar celula de bază nu înseamnă că era elementară în sensul că era rudimentară, da? Ci înseamnă că avea, conținea toată complexitatea care apoi, iradiind în social, să știți că se pierde. Încă o dată, haideți să ne gândim numai la tipurile de relații, da? Relațiile părinți-copii, spunem astăzi. Nu erau relații părinți-copii. Era relația mamă-prunc, relația tată-prunc, relația mamă-copil mic, tată-copil mic, mamă-copil mare, tată-copil mare, relația între soți, da? Care iarăși se redefineau, soții înainte de nașterea copiilor, soții după nașterea copiilor, soții după plecarea copiilor. Frații, da? Relația pe care o avem fiecare dintre noi, pentru că spuneam, multe sunt păstrate, există încă, pe care o avem cu fratele cel mare, care diferă de relația cu sora cea mare, cu fratele nostru mai mic, care diferă de relația cu fratele mai mare. Deci, plus tipurile de relații, pentru că nu sunt numai relații părinți, copii și frați, și soț și soție. Sunt relațiile cu cumetrii, cu cumnații, cu finii, cu nașii, cu verișorii, cu unchii și mătușile, tot așa diferă. Relația cu unchiul matern e diferită de relația cu unchiul patern. Fratele cel mic al mamei sau fratele mare al mamei, dacă ale Ion Creangă, știm că erau figuri distincte. Da? Și toată această complexitate de relații, cu toate tipurile de comportamente, pentru că fiecare relație avea recomandat un tip de comportament anume. Știai cum trebuie să te porți cu tușa față de bunică și așa mai departe. Sentimentele care le erau asociate. Deci toate aceste lucruri dădeau omului în familia tradițională o complexitate pe care el nu are cum să o păstreze în familia urbană, în familia modernă, care este redusă la dimensiunile ei minimaliste. Nu s-a putut simplifica nici acolo foarte mult, dar faptul că în urban familiile au scăzut ca și dimensiune. Faptul că nu mai este posibilă coexistența nucleelor familiale, pentru că noi nu am cunoscut modelul familiei tradiționale de mari dimensiuni, cum au vecinii noștri balcanici. Întâlnim încă în Albania, în Serbia, familii de zeci de persoane. Ori noi nu avem acest model. La noi copilul, atunci când creștea, se însura sau se mărita. Fetele plecau, băieții primeau o bucată din domeniul familial, dar care devenea doar al lor și pe care își întemeiau o altă gospodărie. Coexistența era pe maxim trei generații, pentru că fiul cel mic era cel care primea casa părintească și curtea părintească și care coexista îngrijindu-și părinții și crescându-și în același timp copiii. Deci maximum de familie extinsă era la noi pe trei generații. Numai că rămâneau în aceeași comunitate, de aceea de multe ori aceste comunități spațiale se suprapun peste grupul de neam, da? Pentru că vedeți că am vorbit despre căsătoriile fraților, despre faptul că primeau prin împărțare frățească aceleași părți egale din proprietatea, din domeniul familial. Ei urmau să trăiască alături.
Da? Deci, modelul era al nucleelor familiale care trăiau în proximitate, în vecinătate. Da? Și de aceea avem cătune, de exemplu, organizate pe spițe de neam sau pe moși. Da? Cum spunea Aristal, multe din așezările rurale din România sunt strămutări atunci când un sat crește dincolo, să spunem, de capacitatea de subsistență a teritoriului pe care îl ocupă, el roiește. Deci o spiță de neam, de obicei, care își revendică un strămoș comun, merge și se stabilește pe un alt teritoriu. Iar acolo împărțirea iarăși se face pe strămoși. Deci avem aceste tipuri de așezări care au la bază criteriile înrudirii vechi, da? Dar care le dă oamenilor sentimentul acesta puternic de apartenență la o spiță de neam, de apartenență la o stirpe și de păstrare în cadrul familiilor lor a acestor legături pe care le au cu vecinătatea care este reprezentată tot de o formă lărgită, poate rarefiată, de comunitate familială. În oraș nu avem această șansă. În oraș suntem părinții și copiii și aceasta este formula completă. Da? Uneori se întâmplă, iată așa cum se întâmplă astăzi, să asistăm și la, din păcate, la proliferarea unor forme alternative de familie, în care vorbim despre familii monoparentale sau despre familii destrămate, dar vorbim, din păcate, și despre celibatari. Adică de opțiunea tinerilor, deși este destul de redusă, de puțin reprezentativă, spuneam, fiind o societate tradițională, tinerii noștri, am văzut de curând o cercetare, în proporție de peste 80%, își proiectează viața în termeni de căsătorie și copii. Opțiunea pentru celibat este destul de restrânsă, nu mai știu, sub 5% undeva în rândul tinerilor, dar iată, apare, din păcate, și acest fenomen. Și știm care sunt consecințele, pentru că am vorbit despre bogăția de roluri, de funcții, de relații, de afecte a familiei tradiționale, în vreme ce, dincoace, funcția reproductivă este limitată, da? Și asta în principal din cauza implicării femeii într-o carieră educațională îndelungată și apoi din cauza implicării ei în munca extrafamilială. Deci își limitează numărul de copii, perioada fertilă de multe ori se reduce, apar problemele de fertilitate. Pe de altă parte, familia nu mai este o unitate economică, cum era în mediul tradițional, era în primul rând producătoare. Da? Totul se producea în familie, de la mobilă, îmbrăcăminte, până la mâncare, totul era casa, da? Era construită în familie, totul se producea în familie. Familia urbană nu mai este producătoare, da? Este doar consumatoare. Acolo se și producea, se și consuma. Și o diviziune a muncii se realiza în familia tradițională, pentru că munca era repartizată fiecăruia după forțele lui. Familia urbană nu mai cunoaște acest tip de repartizare. Este, dacă vreți, un loc mai degrabă în care încercăm să ne relaxăm, în care încercăm să ne reculegem, da? Să ne detașăm de munca care este exterioară. Și multe alte funcții. Funcția educațională despre care vorbeați dumneavoastră nu-și mai este asumată de către părinți sau de către familie, da? Ci este încredințată instituțiilor de educație extrafamilială, de la vârste din ce în ce mai mici ale copiilor. Sigur că putem să vorbim care este efectul asupra copiilor în urma acestei externalizări, acestei împingerea lor în afara grupului familial, pentru că ei nu se duc într-un grup care să le fie apropiat, să le fie atunci când un copil, să spunem, începea să pășească, de obicei ieșea în uliță. Da? Și în uliță găsea altă ciurdă de copii asemenea lui, în afară de asta găsea oamenii vecinii, ceilalți membri ai obștei care îi cunoșteau, îi recunoșteau, deci era tot într-un mediu, să spunem, familiar, cald. Ori aici copiii nu ies într-un mediu cald. De obicei ei sunt încredințați instituțiilor profesionalizate, numai în acele avem încredere, nu mai avem încredere să-i lăsăm în stradă. Și multe alte asemenea funcții care au de suferit, da, atunci când facem tranziția de la tradițional la modern. Stimată doamnă profesor, una din acuzele care se aduc familiei tradiționale este că este prepondere sau să spunem așa, în mod majoritar patriarhală, adică tatăl este cel care dă direcție, tatăl este cel care conduce, el se ocupă de marele probleme a familiei, iar soția, mama copiilor, este în general pusă într-o lumină sau, să spunem așa, așezată într-un colț de umbră, iar în special organizațiile acestea, feministe, au încercat să critique și, bineînțeles, să încurajeze emanciparea femeii. Cât de reală este această acuză adusă familiei tradiționale?
Dacă ne uităm în societatea românească, o să vedem că mișcările feministe n-au prins, nu sunt foarte reprezentate în această societate, deși, spuneam, sunt o societate tradițională, cu un stil de gândire, cu mentalitate încă tradițională, chiar dacă administrativ suntem 50% urbani și în mediul urban avem același tip de mentalitate la majoritatea populației. Dar, deși mentalitatea noastră este tributară rădăcinilor țărănești pe care le avem, feminismul nu este o ideologie care să fi prins. A prins poate la nivelurile cele mai educate, eu știu, academice, universitare, în cercuri de influență sau în alte asemenea contexte. De ce? Pentru că cred că în fiecare familie din România problema patriarhatului este rezolvată la modul realist și foarte pragmatic. Din punct de vedere tradițional, bărbatul este responsabil cu reprezentarea în afara familiei. Da? Atunci când bate cineva noaptea în poartă, de obicei, da, se duce bărbatul să vadă cine este. Atunci când munca presupune deplasarea în afara gospodăriei, de obicei bărbatul este cel care o face, mai ales că este vorba despre muncile grele, de arat, de tăiat lemne și așa mai departe. Atunci când trebuie mers la târg, iarăși de obicei bărbatul este cel care se duce. Când este vorba de reprezentarea în fața unei instanțe străine, din nou bărbatul este cel care o face. Deci în ceea ce privește funcțiile, să spunem, economice, paramilitare, politice, de organizare a obștii, bărbatul este într-adevăr cel prezent în spațiul public mai mult decât femeia. Înseamnă că femeia nu are nicio identitate sau nu are nicio importanță? Iarăși, dacă e să fim foarte sinceri, să vedem ce se întâmplă dincolo de aceste instanțe publice în care bărbatul se manifestă pentru că sunt inventate și este profilul specific de activitate masculin, vedem că în familie resursele sunt gestionate de femeie. Nu sunt procurate de ea, spuneam, sau nu în totalitate, pentru că femeia are domeniile ei de activitate, de exemplu cânepa sau plantele textile sau grădina din jurul casei. Acestea sunt sub gestiunea directă a femeii. Animalele mici, da, sau păsările, animalele mari, vitele, sunt în grija bărbatului, dar păsările sunt în grija femeii. Îngrijirea casei, da, în interior, nu reparatul acoperișului, dar decorarea și întreținerea caldă a casei, ca și asigurarea hranei, da, care nu este doar un aliment, da, nu este doar un combustibil pentru o mașină, ci trebuie să fie pregătită de către femeie. Doar femeia are capacitatea, calitatea, dar vedeți, noi o luăm ca astăzi, în gândirea contemporană, noi o considerăm o corvoadă. Da? Ori nu era o corvoadă, era o investitură, dacă vreți, pe care numai femeia, și ca să înțelegem de ce era o investitură, haideți să ne gândim cum se pregăteau bucatele pentru praznice, fie că vorbim de sărbătorile de peste an, de sărbătorile comunitare sau de evenimentele vieții familiale. Existau zile, ceasuri din zi, anumite la care se frământa, la care se coceau colacii, la care se pregătea coliva, la care se pregăteau fripturile și așa mai departe. Deci lucrurile se făceau cu cunoașterea unor datini și de către femei care erau singurile care aveau această capacitate de a nutri. Da, ele sunt cele care alimentează pruncul, care dau sân. Ele sunt cele care știu să muncească pământul atunci când pământul nu vrea să rodească. Da? Pentru că există o similaritate, dacă vreți, între femeia ca putere, ca capacitate fertilă de naștere, de generare și pământ, care are aceeași capacitate. Deci există această asumare de către femeie a unor activități specific feminine, așa cum există asumarea de către bărbat a unor activități specific masculine. Mai mult decât atât, deci în afara faptului că, de exemplu, gestiunea resurselor în interiorul familiei și alocarea lor pe tipuri de nevoi sau pe tipuri de interese către membrii familiei se face de către femeie. Și asta, spuneam, este un comportament pe care îl întâlnim în majoritatea familiilor românești și de la oraș. De obicei, mama hotărăște când trebuie să zi se cumpere copilului un rând de haine noi sau când trebuie să investim în educația suplimentară, avem nevoie de meditator pentru copil. Sau când este cea mai atentă și știe când i-a venit copilului vârsta de a se integra în anumite instanțe, nu neapărat școlare formale, ci în acestea de grup, de vârstă. Femeile stabilesc atunci când stabilesc alianțele matrimoniale și le stabilesc femeile, dacă vreți, cele mai în vârstă, de obicei, adică babele, care sunt cele mai iscusite ambasadoare
cele mai bune pețitoare, da? Sunt babele și care dețin cele mai multe informații atât de ordin, cum să spunem, personal, familial, domestic, despre fiecare gospodărie și știu clar cine cu cine se potrivește și cine cu cine nu se potrivește, dar dețin și cunoașterea tradițiilor și a experiențelor. Apropo, tradiție înseamnă experiențele care au avut loc și care s-au soldat fericit și negativ, sau fericit sau negativ. Și atunci ele, în funcție de asta, ordonează lumea comunitară, stabilind, spuneam, ce trebuie făcut și cum trebuie aduși copiii pe lume, cum trebuie făcute pețirile și nunțile, cum se fac în mormântările și trecerile dincolo. Deci viața familială, cu toate pragurile, cu toate evenimentele, cu momentele cruciale, nu este dominată de bărbat. Da, sigur, poate tații au ceva de obiectat la anumite negocieri ale zestrei sau la anumite forme, să spunem, de alianță. Dar, fundamental, inițiativa și controlul acestor evenimente revine femeilor. Controlul asupra copiilor, da, care este foarte important pentru că ei sunt generația moștenitoare, da, continuatoare. Este făcut mult mai atent de către, și mult mai complet de către femei. Tatăl, încă o dată, este responsabil cu protecția și cu identitatea care să fie atribuită copiilor atunci când aceștia ies în spațiul public. Da? Să se știe ai cui sunt, să se știe că țin de o casă, adică au un tată legitim. Dar, în rest, tot comportamentul, toată educația copiilor este încredințată femeilor. Îngrijirea celor suferinți și a muribunzilor, da? Este încredințată de asemenea femeilor. Nu sunt corvezi, sunt, într-adevăr, sunt foarte multe sarcini, dar, vedeți, este și o formă de control pe care o femeia o are asupra membrilor familiei ei, asupra spațiului domestic din casă și din afara, din jurul casei, asupra anumitor divinități. Pentru că dacă, de pildă, la strămoșii noștri, la latini, conducerea religioasă a cultului domestic revenea bărbatului, el se ducea și aducea ofrande morților, la noi cine este intermediara slujirii morților? Cine slujește morții? Sau cine este prima care pleacă la biserică la slujbă? De obicei sunt femeile. Da? Ele sunt cele care dau tonul religiozității familiale. Deci avem o... Putem să-i spunem că avem o formă matriarhală, dacă vreți, de dominare în anumite spații. Deci, în societatea tradițională, nici măcar nu se pune problema relațiilor de dominare. Da? Nu există și n-a existat această interpretare, este una modernă, care se bazează pe capacitatea noastră rațională de a compara. Comparăm și vedem că la aceeași unitate de măsură unul are mai mult și altul are mai puțin. Dar atunci când unitățile de măsură nu sunt la fel, și despre asta vorbim în familia tradițională. În familia tradițională copilul este altceva decât adultul. Femeia este altceva decât bărbatul. Deci comparația nu are sens. Da? Fiecare își are propriul domeniu de existență și propriul spațiu pe care îl controlează. Și atunci relațiile nu erau de dominare sau de subordonare. Da? Erau relații firești, egalitare, de completare, de integrare, de continuitate între femeie și bărbat, între copil și omul mare. Dacă tot vorbim în sfera aceasta autorității și a relațiilor, aș vrea să vorbim puțin despre relațiile acestea de autoritate între părinți și copii. În societatea modernă vedem tot mai mult se propagă ideea aceasta că în momentul nașterii, copiii sunt în familie, apoi în momentul când intră în sistemul educațional, deja sunt parte a unui sistem social, statul este cel care este responsabil pentru creșterea copiilor și practic copiii aparțin statului. Ați auzit ideea aceasta? Da, am auzit, este veche. Ea vine de la Napoleon, de la Danton, cei care odată cu Revoluția, odată cu răsturnarea ierarhiei, idei ierarhice care a dominat evul mediu european, spuneau că toți cetățenii aparțin Republicii. Dar este bine ca acest sentiment de apartenență să apară în conștiința cetățenilor cât mai de timpuriu și a fost și momentul la care au fost proiectate și puse în practică sistemele de educație publică. Cele care fac această uniformizare și care asigură încredințarea copiilor către logica și către criteriile și către normele și valorile statului, dar nu către cele familiale. Poate că familiile au alte interese decât statul.
da, ar dori ca un copil să aibă, să urmeze altfel de educație decât cea pe care statul îi oferă. Dar deja familia a pierdut, vedeți, această întâietate în lupta pentru, în disputa, să nu spunem chiar o luptă, în disputa pentru influențarea, pentru formarea generației tinere, în momentul în care copilul este încredințat sistemului public de educație de la vârste din ce în ce mai mari și pe durate din ce în ce mai lungi. Pentru că este foarte diferit să vorbim despre un sistem în care copilul merge la școală 4 ore pe zi în vecinătatea casei sale, iarăși într-un spațiu comunitar în care învățătorul este un membru al comunității, și este foarte diferit atunci când copilul este de dimineață pe ușa casei sau apartamentului între seara și în tot timpul ăsta are de face cu persoane străine cu care familia lui n-au nicio legătură. De aceea și ideea de autoritate, dacă vreți, a fost redefinită. Pentru că autoritatea familială este acel sentiment de... nu este o putere discreționară. Noi suntem foarte sensibili la ideea de autoritate pentru că o înțelegem, poate și din perspectiva experiențelor noastre istorice. O înțelegem ca pe o autoritate nelegitimă care se impune cu forța și discreționar celor subordonați. Ei, sursa autorității este recunoașterea superiorității. Deci nu se definește de sus în jos. Eu îți sunt superior și tu mi-ești inferior. Ci se definește de jos în sus. Și prima formă și cea mai frumoasă de recunoaștere a autorității, să știți că este aceea copiilor. Copiii sunt cei mai sinceri. Da, deci noi putem suspecta de îndoctrinare. Dar dependența lor de părinți, dragostea necondiționată care însoțește această dependență, nu mai știu cine, cred că... Nietzsche la un moment dat spunea că strigătul copiilor la naștere e o reacție de revoltă atunci când își constată dependența. E, nu știu dacă putem să înghițim această, era o, bănesc, o formulă de stil, nu e nicio revoltă în copil atunci când își constată dependența, din potrivă, formă de adorație și de totală încredințare a lui către părintele pe care îl descoperă ca forma supremă de protecție. Este sentimentul de creatură care stă și la baza religiozității, a trăirii religioase. Și atunci, vedeți, autoritatea părintelui este firească, este acordată de jos în sus. Și trebuie doar să o legitimeze, adică trebuie doar să-și asume puterea pe care o are, da, față de cei care sunt dependenți de noi, toți avem, ne place sau nu ne place, sigur că mulți fugim de acest concept de putere, dar este evident că avem această putere față de cei mai slabi și exercițiul responsabil, da, al acestei autorități și al acestei putere, adică protejarea copilului, faptul că te simți responsabil pentru copilul tău sau pentru membrii familiei tale sau pentru membrii comunității pe care o conduci, pentru că este același sentiment, patriarhatul, dacă vreți, este și modelul monarhiei, da, numai că spuneau sociologii, spre deosebire de monarh care nu este creatorul comunității pe care o conduce, tatăl chiar este creatorul, întemeietorul comunității familiale. Deci autoritatea nu înseamnă puterea discreționară. Autoritatea înseamnă asumarea puterii de a răspunde pentru toți ceilalți care depind de tine. Iar subordonarea față de autoritate, pe care copiii, spuneam, o au, da? În mod natural, ei vin cu ea și la școală. Da, deci raportarea lor la educatori, raportarea lor la oamenii în vârstă este, dacă această relație are loc mai ales la vârste mici, este una de dependență. Ei așteaptă să fie ajutați. Ei trebuie să fie ajutați. Ori, tendința aceasta a educației non-direcționate care se face, pentru că nouă ca adulți, acum a început să ne fie teamă să ne manifestăm cu autoritate asupra celor mai slabi decât noi, chiar asupra propriilor copii sau ca și cadre didactice asupra elevilor, copiilor pe care trebuie să-i învățăm. Nu îi întărește, ci din potrivă îi slăbește. Da? Faptul că noi le spunem decizia este a ta. Da? Nu înseamnă că îi formăm pentru a fi capabili să ia decizii din ce în ce mai bune, ci pentru că ei nu au capacitate. Ce înseamnă? Deci înseamnă să compari, să te folosești de experiența pe care o ai. Înseamnă, spuneam, să ai o gândire tradițională în care să selectezi cele mai bune soluții pe care le cunoști la problemele cele mai asemănătoare cu cea pe care o ai de rezolvat în acest moment. Ori dacă noi delegăm această capacitate pe care o avem prin simplul fapt al vârstei noastre, al experienței noastre superioare,
înseamnă că îi trimitem total neînarmați, total nepregătiți, într-o realitate pe care nu au cum să o confrunte. Și ne ascundem noi de responsabilitate. Dacă va avea, și va, pentru că este foarte posibil ca un asemenea copil care crește în absența autorității, să nu devină, spuneam, o personalitate puternică, ci dimpotrivă, și s-a constatat, s-au făcut asemenea experimente. Educația non-frustrare, da? În lipsa autorității. Să știți, copiii au avut mari probleme psihice. Au trebuit să suporte tratamente de reechilibrare, pentru că personalitățile lor nu au fost mai puternice, au fost mult slăbite de faptul că ei nu știau să ia decizii. S-au obișnuit să le ia atunci când nu erau pregătiți pentru ele și de aici înainte luau deciziile fără să simtă nevoie să se pregătească. La nimereală, dacă vreți, arbitrar sau pe baza unor pulsiuni de moment. Da? Dacă îi spui unui copil ce alegi să mănânci, cartofi prăjiți sau urzici, este evident ce va alege și el va alege în felul ăsta toată viața. Da? În vreme ce noi vom fi derobați de răspundere și vom spune, pentru că n-am vrut să fim autoritari, nu avem nicio responsabilitate în alegerile greșite pe care le fac copiii noștri. Dar noi știm deja că dacă noi nu ne asumăm această responsabilitate, alegerile lor nu au cum să fie cele constructive, cele corecte. Mergem puțin mai departe și vreau să discutăm puțin despre ceea ce înseamnă familia dincolo de familia vizibilă. Știm că, și ați menționat și dumneavoastră foarte frumos, că femeia era cea care se ocupa de grija aceasta pentru cei trecuți la cele veșnică. Îngrijirea mormântului, pomenirea lor la diverse sărbători. În societatea românească încă se practică lucrul acesta și practic într-un mod, să spunem, voluntar, se recunoștea în fața celorlalți, în fața societății, că de fapt familia transcende dincolo de ceea ce este vizibil, de ceea ce se vede în curtea unei, unei case sau știu eu, în ceea ce reprezenta mamă, tată, copii și cele trei generații despre care discutam mai devreme. Cum vedeți dumneavoastră? Sigur că da, familia acoperă tot spațiul, este centrul de iradiere, dar puterea sa de a iradiere trece sau merge până la orizont, merge până la Dumnezeu, pentru că relația cu Dumnezeu, dacă vreți, este una la fel de intimă în spațiul tradiției ca și o relație familială. Dumnezeu trăiește în proximitatea și în intimitatea omului și de aceea și anumită familiaritate care se constată în comunitatea și în familia tradițională, relația cu Dumnezeu și anumită lejeritate, dacă vreți. Dar până la Dumnezeu, pragurile acestea pe care le-am menționat și care erau slujite într-adevăr de către femei preponderent, adică nașterea, trecerea din preexistență în existență, nunta care însemna de fapt slămislirea unui nou copil, toate gesturile acelea ritualice care se fac la nuntă, colacul miresei sau mărul miresei și steagul mirelui și jocul găinii și jocul rachiului roșu mai departe, care se făceau a doua zi după noaptea nunții, au ca și simbolistică întemeierea unei noi existențe, da? Deci intrarea în concepție a unui nou suflet și ultimul prag care era post-existența, care la noi nu înseamnă un final, un terminus. Noi nu avem un T0 și un T final, da? Ca în fizică și ca, din păcate, din ce în ce mai mult în existența urbană. Da, acolo unde acest nivel ridicat de anxietate sau acest prag mic de toleranță față de ideea de suferință, de boală sau de moarte, se datorează unei temeri accentuate a omului față de finalitatea existenței sale. Ori la noi toate acestea, vedeți, sunt praguri prin care se trece. Treci din preexistență în existență, din condiția ta de persoană necăsătorită, de copil, dacă vreți, în condiția de părinte și după aceea din condiția de om viu în condiția de mort. Ori la noi, cultul acesta al morților a fost foarte puternic, a existat iarăși Giambattista Vico, spunea că toate populațiile l-au, religia, familia și cultul morților este prezent peste tot. Este prezent peste tot, noi am reușit să-l păstrăm viu, să-l păstrăm puternic, avem un cult al morților și avem și un cult al morții. Noi avem o divinitate care este moartea și care, spre deosebire de reprezentările ei, să spunem, mai recente sau reprezentările vest-europene, nu este teribil de înspăimântătoare. Ne gândim doar la Ivan Turbingă și la abilitatea lui de a negocia și de a păcăli moartea. Ne gândim la moartea nașă. Avem un mit al morții care nășește. Este invitată, este solicitată de om să-i fie nașă copilului lui, pentru că spune, numai tu ești dreaptă moarte. Pentru că tu ești pe bogați și pe săraci și pe copii și pe tine și nu faci deosebire. Deci este o prezență familiară, moartea în spațiul românesc. Există
legături ritualice și legături permanente între copii și morți sau între copii și moarte. Și asta poate iarăși este un lucru care ar putea să fie recuperat în gândirea contemporană, pentru că angoasa omului modern față de sfârșitul existenței sale nu este prezent la copii. La copii noi li-l inducem. Pe copii îi ferim și refacem, ați văzut, rescriem poveștile, lupul nu mai îi mănâncă pe cei doi iezi mai mari, scufița roșie și pădurarul nu-l mai pedepsesc pe lup și așa mai departe. Încercăm să scoatem, să igienizăm poveștile de aceste elemente care nouă ni se par traumatice. Pentru copii nu sunt deloc traumatice, copiii sunt curioși. Și mai mult decât atât, familiarizarea lor cu moartea se produce deja în cadrul jocurilor tradiționale pe care copiii le practică, pentru jocul de a mija sau de a mijita sau de a baba, baba oarba sau de a puia gaia. Acestea sunt reprezentări ale morții. Da, un copilul care este smuls din ceata lui de către gaie, da, și este luat. Sunt simboluri care îi pun în proximitate acestei înțelegeri a lumii. Care lume conține viață și conține și moarte. Tot ce se naște trebuie să se nuntească și apoi să moară și nefirească este prelungirea prea mare a vieții. Da, iarăși ca un alt mit pe care îl știm de multă vreme, tinerețe fără bătrânețe, mi se pare că a intrat și patrimoniul UNESCO, și viață fără de moarte. Relația cu morții este una permanentă. Da? Spuneam, cultul acesta al morților începe încă dinainte de moarte. Oamenii sunt atenți și simt care sunt semnele care anunță moartea cuiva din familie, animalele, plantele, eu știu, mobilele din casă transmit asemenea semne. Omul simte, se spune, că a intrat, parcă a intrat în anul morții. Deci are un comportament deosebit. Este slujit de familie pentru a fi ajutat și de obște, pentru a fi ajutat să treacă mai ușor peste acest prag peste care toți trecem. Și apoi este păstrat în comunitatea familială cu care se reîntâlnește la marile sărbători ale morților. Da? Și avem o zi pe săptămână care este dedicată morților, avem patru sărbători mari de moși, dar de fapt ele sunt mai multe pe parcursul anului. Avem pragurile pomenilor, parastaselor care se fac morților și la care aceștia sunt pomeniți, sunt amintiți, sunt reintegrați, dacă vreți, este refăcută solidaritatea cu ei. Avem căi de comunicare, de obicei prin vise. Dar, spuneam, există și alte modalități de comunicare. Când se întâmplă ceva prin casă, se întâmplă ceva cu unul dintre membrii familiei și atunci își amintește și menționează că poate un anumit mort, da, care le este familiar, pentru că se transmit, poate nu identitățile și personalitățile specifice, individuale, ale fiecărui mort, dar măcar amintirea lor, care este, pe măsură ce trece timpul, integrată în conceptul de strămoș. Da? Am avut un strămoș al cărui nume s-a transmis, avem o cruce în cimitir la care ne ducem și facem ofrande și din punctul ăsta de vedere, de pildă, e foarte interesant pentru cineva care are percepție spațială, acuitate spațială, să ne uităm cum cimitirul reproduce tipul de așezare din vatra satului. Da, pentru că și acolo crucile sunt grupate tot pe spițe de neam, așa cum sunt și satele așezate în vatră. Deci există o relație foarte apropiată și de aceea ideea de moarte nici nu este așa de înspăimântătoare pentru omul tradițional. Da? Și sigur, aici intervine și religiozitatea foarte puternică, pentru că chiar dacă ritualul, să spunem, este diferit în spațiul tradițional, este bogățit cu fel de fel de credințe, unele foarte vechi, de natură precreștină, în spațiul tradițional față de spațiul, să spunem, urban, totuși religiozitatea este extrem de puternică. Da? Credința este una puternică, credința este una naivă și atunci nu există nicio problemă de contradicție, nici nu se pune problema de aplicarea logicii în credința religioasă, deci nu este nicio formă de contradicție între ideea reînvierii, a pregătirii învierii prin moarte. Pentru că avem această minunată alăturare între divinitatea creștină centrală, Iisus Hristos, și materia vitală pe care noi o consumăm și anume pâine. Da? Știm că pe bobul de grâu țăranul român vede chipul lui Iisus Hristos. Și bobul de grâu este cel care se îngroapă în fiecare an și care răsare cu mai multă putere pentru restaurarea lumii, pentru restaurarea lăuntrica omului. Deci este, dacă vreți, o împărtășire
cotidiană, zi de zi, bine, nu se mânca cotidian pâine, de pildă, în satul tradițional, dar la ceasurile importante, da, se făcea periodic această împărtășire cu substanța divinității. Mai ales că Domnul Hristos spune foarte clar, eu sunt pâinea vieții, așa că e clar asocierea aceasta între bobul de grâu și Domnul Iisus Hristos. Stimată doamna profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Ca de obicei a fost o încântare să stăm de vorbă, să vă ascultăm. Dacă ar fi să tragem o concluzie între cele două concepte, tradițional și modern, care ar fi concluzia pe care ne-ați spune acum la final? Concluzia ar fi continuitatea. Pentru că dacă tradiție fără modernitate am pomenit, modernitate fără tradiție n-are cum să existe. Deci salvarea și soluția pentru crizele actuale ale existenței noastre, familiale, sociale sau individuale, este refacerea acestei continuități cu tradiția. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim foarte mult. Vă mai așteptăm și la altă ediție a acestei emisiuni. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!